În cadrul tradiționalelor vizite ale membrilor guvernului în teritoriu, recent în raionul Sângerei s-a aflat vicedirectorul agenției MOL Silva, Ion Platon. Domnul Platon a avut o întrevedere cu șefii secțiilor și direcțiilor Consiliului Raional, conducătorii serviciilor desconcentrate și descentralizate în teritoriu. Oaspetele a prezentat o informație despre direcțiile de activitate ale Agenției Naționale MOL Silva. Dânsul a specificat că Agenția MOL Silva este autoritatea silvică centrală, menirea activității căreia constă în gestionarea fondului forestier și cinegetic național. Agenția este subordonată Guvernului Republicii Moldova și este compusă din 24 de întreprinderi de stat, subordonate și Institutul de Stat de Amenajări Silvice. Sunt 16 întreprinderi de stat, 4 întreprinderi silvo-cinegetice și 4 rezervații naturale. Având în vedere gradul redus de împădurire al Republicii Moldova, de către Parlament a fost aprobată strategia de dezvoltare a sectorului forestier, conform căreia, până în anul 2020, suprafața acoperită cu vegetația forestieră urmează a fi mărită până la 15% din teritoriu sau cu circa 128.000 de hectare. În raionul Sângerei, sectoarele acoperite cu vegetația forestieră constituie 11,5%. Cât privește implementarea strategiei de dezvoltare durabilă, în conformitate cu planul de acțiuni de implementare, au fost efectuate lucrări de extindere pe o suprafață de 2.238 de hectare pe perioada respectivă din totalul planificat de 4.178 de hectare. Au fost stabilite circa 13.000 de hectare care urmează a fi împădurite în întreaga țară în perioada 2014-2018. În raionul Sângerei a fost selectată suprafața de 116,9 hectare. Domnul Platon spune că în raionul Sângerei această suprafață este mult prea mică în comparație cu alte raioane ale Republicii. Domnul Platon s-a referit atât la asigurarea echilibrului ecologic, cât și la contribuția indirectă asupra dezvoltării agriculturii. Ion Platon a opinat că este important că de comun acord cu administrațiile publice locale să fie stabilite suplimentar suprafețele care urmează a fi împădurite. Asistența prezentă la această întrunire a acordat mai multe întrebări privind arendarea suprafețelor de pădure, racordarea politicilor gestionate de MOL Silva la standardele Uniunii Europene, beneficiile pe care le poate obține Republica Moldova în urma sechestrării bioxidului de carbon și alte întrebări. Reporterul postului de radio Plus FM a realizat de la acest eveniment un reportaj și a acordat unele întrebări vicedirectorului Agenției Naționale MOL Silva. Propunem atenția ascultătorilor noștri secvențe de la această întâlnire. Spune Ion Platon, vicedirector general Agenției MOL Silva. Scurt am să prezint direcțiile de activitate ale Agenției MOL Silva. Am întreprins o vizită ceva timp în urmă în raionul dumneavoastră. Am adus la cunoștință cu ceea ce ne ocupăm, dar ca să ducem discuțiile în continuare. Deci, Agenția MOL Silva este între autoritatea silvic centrală, menirea activității care constă în gestionarea fondului forestier și cinegetic național. Este agenție subordonată Guvernului Republicii Moldova. Este compusă din 24 întreprinderi de stat subordonate și Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice. Sunt 20 de întreprinderi de stat, 16 întreprinderi de stat, 4 întreprinderi silvo-cinegetice și 4 rezervații naturale. Eu țin să remarc că, având în vedere caracterul sau gradul scăzut din pădurire al Republicii Moldova, în anul 2001, de către Parlamentul Republicii Moldova a fost aprobată strategia de dezvoltare durabilă a sectorului forestier din Republica Moldova, conform căreia până în anul 2020 suprafața acoperită cu vegetație forestieră urmează a fi mărită până la 15% din teritoriu sau cu circa 128.000 de hectare. În anul 2003 a fost aprobată hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea planului de implementare a strategiei, precum și hotărârea Guvernului 636, privind tot în contextul implementării strategiei. Astfel, în anul 2002, de către întreprinderea de stat prin intermediul, de către agenția MOL Silva prin intermediul întreprinderilor de stat subordonate, a început lucrările de extindere al Fondului Forestier Național și în perioada 2002-2013 au fost efectuate lucrări de extindere pe o suprafață de circa 62.000 de hectare. Cât privește, dacă vorbim de raionul Sângerei, gradul sau sectoarele acoperite cu vegetație forestieră constituie circa 11,5%. Este, în general, la nivelul pe întreg teritoriul Republicii Moldova, dar cât privește implementarea strategiei de dezvoltare durabile, în conformitate cu planul de acțiuni de implementare, au fost efectuate lucrări de extindere pe o suprafață de 2.238 de hectare în perioada respectivă și din totalul de planificat de 4.100
1978. Având în vedere că după auditul curții de conturi a fost interzisă direcționarea mijloacelor urbănești obținute de la bugetul de stat pentru efectuarea lucrărilor de extindere, începând cu anul 2010-2011, temporar a fost sistată activitatea CSN de extindere a fondului forestier și începând în noiembrie anul 2012 a fost aprobată hotărârea Guvernului cu privire la extinderea fondului forestier și Agenția Moldova ca autoritate responsabilă a expediat demersuri în adresa consilierilor raionale privind stabilirea terenurilor ce urmează a fi înfăptuit lucrări de extindere al fondului forestier. Au fost stabilite în circa 13.000 de hectare pentru teritoriul Republicii care urmează a fi înfăptuite aceste lucrări în perioada 2014-2018. Cât privește raionul Sângerei, a fost selectată suprafața de circa 116,9 hectare. Comparativ cu alte raioane, este viziunea mea și al colegilor, este o suprafață mult prea mică, că dacă revenim la planul care a fost abrogat, dar strategia urmează de implementat până anul 2020, din cele 4.178 hectare, după cum vorbeam mai sus, a fost efectuat lucrări numai pe 2.200, adică rămânând circa încă 2.000 de hectare, care urmează a fi stabilite pentru efectuarea lucrărilor de extindere al fondului forestier. N-am să aduc la cunoștința dumneavoastră, cred că cunoașteți aportul fondului forestier la atât la asigurarea echilibrului ecologic din regiune, cât și contribuția indirectă asupra dezvoltării agriculturii în Republica Moldova. Asta scurt am vrut să aduc la conștiința dumneavoastră și ca să stabilim un dialog, eu sunt gata să răspund la diferite întrebări și totodată venim și noi cu unele propuneri, adică de comun acord cu administrația publică locală să stabilim suplimentar suprafețe care urmează a fi împădurite. De asemenea, Agenția Moldova, la momentul de față, suntem în implementarea unui proiect finanțat de Banca Mondială privind sechestrarea de CO2. Sunt inclus în proiectul respectiv circa 28.000 de hectare și conform contractului de realizare a sechestrărilor CO2, tona de CO2 sechestrată o realizăm pe piața mondială la circa 4 dolari tona. Chiar sub anul nu a fost primit certificatul de sechestrare și adică a fost transferată suma la contul agenției. Este o practică binevenită atât pentru Agenția Moldova, pentru Amura Silvic, cât și pentru administrația publică locală. Și de asemenea, după cât cunosc, din raionul Sângerei, practic n-am avut primării care au participat la dezvoltarea pădurilor comunale. Au fost două proiecte finanțate de către Guvernul Japoniei. La primul proiect au participat circa 51 de primării. La doilea proiect, care finisează acum la 1 aprilie, din păcate au participat numai 19 primării. Este un grad de participare destul de scăzut. În ce constă proiectul respectiv? Primăriile stabilesc sau selectează sectoare care urmează a fi expuse spre împădurire și totodată prin intermediul întreprinderii subordonate Institutul Cercetări și Amenajări Silvice, la care este parte componentă și unitate de implementare al proiectului, finanțează primăriile în vederea dezvoltării pășunilor pentru pășunatul animalelor. Și adică se alocă careva sursă bănești pentru dezvoltarea acestor pășuni, totodată terenurile care sunt supuse eroziunii sau sunt supuse alunecărilor teren sunt acordate spre efectuarea lucrărilor de plantare al pădurii. Din practica noastră cunoaștem că la administrația publică locală a apărut să numim convențional dezinformare că dacă sunt alocate aceste terenuri, ele nu sunt întoarse înapoi primăriilor. Este incorrectă această afirmație. De către întreprindere subordonate se încheie contracte cu primăriile, cu administrația publică locală, care privesc că la atingerea stării de masiv aceste sectoare sunt returnate administrației publică locală pentru gestionare și așa mai departe. Totodată a apărut diferite sau în adresa agenției apar diferite, sunt expediate diferite demersuri din partea administrației publice locale cu privire la returnarea sau trecerea în gestiunii al sectoarelor forestiere gestionate. Noi ne expunem că este greșită această situație deoarece, după cât am analizat, sunt foarte puține primării care au în gestiune fond forestier sau suprafață acoperită cu vegetație forestieră și nu au unitate de silvicultor. Pe lângă faptul că se obține o anumită cantitate de masă lemnoasă
frumoasă care, în urma realizării sau urma acordării diferitor sau păturilor social vulnerabile, se rezolvă careva probleme, dar apar și alte probleme de gestiune. Apar necesitatea efectuării lucrărilor de amenajare, lucrărilor de îngrijire și așa mai departe. Având întâlnire cu activul raioanilor, mai multe raioane din Republică, a apărut această chestiune. Eu am expediat chiar în adresa Cancelarei de mers cu privire la stabilirea suprafețelor minime în cadrul primăriilor, în vederea creării acestei unități de silvicultură, și ni s-a dat răspuns la Cancelare că este de competența, țin de competența administrației publice locale, stabilirea surselor, cât și stabilirea acestei sau crearea acestei unități, în vederea gestionării suprafețelor acoperite cu vegetație forestieră. Dacă vorbim statistic, teritoriul Republicii este acoperit în jur de 462.000 de hectare, dintre care în jur de 336.000 de hectare sunt gestionate de către agenția Mulțilva, dintre care adică circa 89% și 11% din suprafața acoperită cu vegetație forestieră sunt gestionate de către alți deținători, inclusiv și administrația publică locală. Și doar 0,2% sunt sectoarele care sunt gestionate de către proprietate privată, circa 2600 de hectare. Comparativ cu nivelul de împădurire din țările învecinate, după cum am vorbit, este un grad foarte scăzut de împădurire. La moment 11,7%. Conform hotărârii guvernului din noiembrie 2012, urmează efectuarea acestor lucrări de extindere a fondului forestier și credem că până sarcina stabilită în strategia dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova până în anul 2020 va fi îndeplinit. Adică vom atinge gradul din pădurire cu ajutorul administrației publice locale de 15%. Asta scurt ce am vrut să vă comunic. Urmează adică să adresați întrebări și eu mă strădui să vă dau răspuns și măsura posibilităților ce sunt chestiuni ce urmează a fi soluționate. În caz că nu ține de competența agenției Moldova sau competența mea, voi adresa aceste întrebări Cancelarei, care vor fi ulterior vor fi transmise Ministerilor de Resort și altor autorități administrative centrale. Dar vă rog, adică la întrebare familia și numele, că trebuie să notez. Domnul ministru, ați vorbit că 11%, nu știu dacă aveți date, dar am vrea noi să știm cum noi arătăm față de vecini, fie vorba de România, fie vorba de Ucraina și în genere față de alte țări. E 11%, e mult sau puțin sau e normal? E foarte puțin. Dacă vorbim la nivel mondial, suprafața acoperită cu vegetație forestieră este în jur de 30%. Cât vorbim de Europa, tot este în jur de 30-31%, în România 27% și în Ucraina în jur de 20%. Toți vorbesc că România sunt munții care sunt acoperite și aceasta crește gradul de împădurire. Noi ne aflăm, nu există zonă muntoasă, dar asta nu încurc ca să extindem și noi. Sunt rezerve, sunt terenuri care nu sunt practicabile pentru agricultură, sunt alunecări de teren și așa mai departe. Adică urmează să întreprindem măsurile de extindere, până la 5, măcar până la 15% pentru a asigura echilibru ecologic în regiune. Mulțumim. Domnul Robert. Domnul Robert. Domnule Ion, domnule Ajung, ați vorbit că primării din Europa nu prea participă la... Dar e caracteristic pentru întreaga Republică. Nu? Republicane. Ați văzut astăzi aici este inginerul Crucear la primăria Drăgănești, are un demers deja pregătit, în sună vedere, și noi credem, sperăm că... Începând cu întâlnirea asta. Urmează și pași concrete în vederea soluționării problemei care ridică spre demersul respectiv primăria Drăgănești. Cum acum câteva întrebări. Vreau să veniți din domeniu, sunteți silvicultor. Eu sunt curios partea economico-financiară, dar am scris teza de doctor în silvicultură. Partea financiară. Moldova e cea mai despădurită țară republică, ori țară din... Penultimul loc în Europa. Așa. Pădurarii din sistemul Moldovei sunt cei mai corupți din tot, din toată Europa. Sute de hectare de pădure îți date în arendă, teritoriile respective sunt construite castele, fântâni arteziene, bazine acvatice, proprietarii sunt demnitari de stat, parlamentari, miniștri, directori de agenții și așa mai departe. Nouă conducere, întrebare care la toate este dumneavoastră, eu cred că o să răspundeți. Nouă conducere a Agenției Republicane Moldova, că întreprinde ceva pentru a stopa fără de legile respective. Oare tradiția asta de mulțumesc de întrebare. Este un compartiment aparte ce țin de arenda fondului forestier. Dumneavoastră ați vorbit la general, eu făcând parte din angajat al ramurii țin și n-aș fi de acord cu dumneavoastră și ați vă dau, adică să-mi argumentez. În ramura țin
Silvic vorbim, adică pe etape după întrebările dumneavoastră, în ramura Silvic sunt angajați circa 4500 de lucrători. Pe lângă faptul că avem lucrători ca lucru de bază care efectuează, pe lângă aceasta ramura Silvic creează și lucruri de muncă sezoniere, la care eu am făcut o evaluare sau am făcut o analiză. Sunt anual în ramura Silvic sezonieri primiți în jur circa 10.000 de oameni, care beneficiază atât de salarii, cât și beneficiază de careva norme, denumim norme de foc, adică și așa mai departe. Dintre care doar 1082 sunt pădurari. N-aș fi de acord cu dumneavoastră, nu este așa de ușor să trăiești în pădure, adică nu credeți că le țin parte pădurarul și așa mai departe. Nu este atât de ușor să trăiești în pădure, grădinița și școala fiind la 10 km, noaptea să te scoi la orele 6 și să duci copii. Eu vă spun că sunt și președintele Comisiei Dialog Social și cunosc toate problemele ce țin de angajarea soțiilor de pădurare în câmpul muncii, copiii de dus la școală, la grădiniță și așa mai departe. Nu este chiar așa de ușor. La prima vedere s-ar toată vina, e creat o iluzie sau e creat o, nici nu știu cum să o numesc, că pădurarii sunt corupți. Eu vă spun că pădurarii lucrează anumit volum de muncă, pe capul lui este atât și crearea culturilor silvice, atât și îngrijirea culturilor silvice, atât și efectuarea lucrărilor de silvotehnici obligatorii. Multe, multe lucrări sunt pe umerii pădurarilor. Și dacă vorbim și de salariul înregistrat, noi suntem pe ultimul loc în economia națională privind salariul. Adică este la un nivel foarte scăzut, este de circa 2700 de lei, este salariul unui pădurar în mediu, circa 3100 de lei este salariul mediu pe ramura silvică. Cât privește renda fondului forestier? Poate că este și vina agenției mulți Silva că n-a ținut un dialog cu societatea civilă, n-a ținut un dialog cu administrația publică locală privind arenul for forisier, dar vreau să vin cu niște cifre, cred, care vă da răspuns la multe întrebări. La momentul de față, începând cu anul 2008 și până în prezent, agenția Mult Silva are încheiate circa 792 de contracte de arenda fondului forisier, de circa 8800 de hectare. Dacă vorbim în coraport cu suprafața generală gestionată, este de 3,5% din toată suprafața. Comparativ cu România, unde sunt acordate în arendă circa 70%, Germania 70%, am vizitat Franța 70%, la noi doar 3,5% sunt acordate în arendă. Una, doi, avem arenda în scopuri dezvoltării gospodăriei cinegetice, care constituie mare majoritate, circa 6800 de hectare, 2200 de hectare care sunt date în recreere. Reglementat este conform hotărârii Guvernului 187 din 2008, unde sunt stabilite cerințele față de arendașii fondului forestier. Dacă vorbim în cifre, în scopul sau în recreere sunt acordate 0,45%, adică este o suprafață foarte puțină. Cât privește regiunea dumneavoastră, eu nu știu, poate sunt 3-4 contracte, mai multe nu sunt. Eu nu știu ce a apărut, demnitarii au. Până la urmă, același demnitar, același, nu li țin parte, demnitar, lucrător, sunt și cetățeni Republicii Moldova care beneficiază de aceleași drepturi cum beneficiază și alți cetățeni. Și dacă vorbim, am avut o întâlnire chiar recent, cu o lună urmă, cu Ministerul Mediului și cu societatea civilă și cu ONG-uri ce țin din domeniul respectiv și adică tot s-a sculat cineva, iată, sub Chișinău sunt mii și mii de hectare care sunt acordate în arendă. Noi ascultăm, vorbim, domnule, spuneți, vă rog, concret, chiar că s-au construit palate, s-au construit, e bine, am ascultat și adică venim cu răspunsurile. Pur și simplu, persoana respectivă a fost dezinformată, poate și minsul nostru că nu am publicat pe site, nu am asta cunoștință. Sunt 792 de contracte, funcționale din aceste contracte sunt doar 100 și sunt edificate construcții pe 32 de suprafețe acordate în arendă. Și toate, marea majoritate, au certificate prin care sunt stabilite că sunt construcții ușor demontabile. Noi, adică, nu suntem autoritatea să stabilim că este construcție ușor demontabilă sau greu demontabilă sau cum, sau este o construcție capitală. Sunt edificate conform hotărârii guvernului, sunt edificate conform prevederilor legislației în vigoare. Pur și simplu, a apărut stereotipul sau a apărut antipatia în societate că demnitarii s-au construit palate. Ca lucrător al ramurii, eu nu văd rău că se dezvoltă. Eu v-aș merge acum la orice sector gestionat sau transmis în arendă și la orice sector alertați dumneavoastră în orice colț a Republicii care nu este transmis în arendă, mai sub turbă. Îți vede diferența în sectorul arendat și sectorul care nu este transmis în arendă. Cer și pământ, adică nu este
Am vizitat, de exemplu, fiind cu un grup de silvicultori în Germania, mergeam, ne deplasam de la o întreprindere silviconvențională la altă întreprindere, peste fiecare 7-8-10 km era stațiune în pădure unde ne opream, locuri special amenajate de parcare, locuri special de amenajat pentru la masă, locuri special amenajat pentru pregăti grătar și așa mai departe, achitați plată simbolică, îți spune la dispoziție și lemn, spune la dispoziție ce avea nevoie și adică nu este o problemă pentru Europa că aceste zone de agrement sunt dezvoltate la noi. Nu știu din ce cauze, vă spun, poate că este minusul nostru. N-am adus la cunoștința societății despre... E clar că sunt și anumite probleme, dar să spunem că aceasta este o problemă, că se distruge fondul forestier, eu nu văd aceasta o problemă. Parcă sunt niște scăpări în legislație, că într-adevăr nu este stabilit ce înseamnă construcție capitală, că până la urmă nu am găsit în noțiunea construcției capitală. Sunt careva referință, Ministerul Construcției face ce înseamnă construcție capitală, dar în legislație nu este scris ce înseamnă construcție capitală. Eu înțeleg că sunt niște goluri sau carențe în legislație. Noi, la rândul nostru, ca autoritate silvică centrală, am înaintat demersuri, am pregătit hotărârea de guvern la modificarea hotărârii 187 care înăsprește anumite condiții de gestionare sau de arendă al fondului forestier. Dar totodată, țin să aduc la cunoștință că începând cu luna august 2012 noi am sistat atribuirea în arendă a fondului forestier și adică acum ne aflăm la etapa de inspectare al tuturor sectoarelor acordate cu arendă și cum am remarcat mai sus, din 792 de contracte, 100 se practică anumite activitate, dintre care construcții sunt doar pe 32 de contracte. Restul tot nu mai echetă arenda în statului. Și mijloacele obținute din arendă se cifrează la circa 10 milioane lei, care este sumă destul de impunătoare, care merge în redistribuire la întreprinderi subordonate pentru efectuarea lucrărilor silvotehnice. Noi din anul 1999 ne aflăm autonomie și la autogestiune. Și vă spun că curez acest domeniu, este foarte greu, deficitul în ramuri este încă destul de mare. Sarcinile puse în fața ramurilor sunt destul de multe. Pe lângă faptul asigurării cu lemne de foc populației, mai este și contribuția indirectă, care într-adevăr pentru a asigura această contribuție indirectă la dezvoltarea la alte ramuri economiei naționale, sunt nevoie de efectuat anumite lucrări pentru a asigura funcționalitatea pădurii. Iată scurt ce am să remarc la... Domnul ministru, de ce domnul Ropot a dat întrebarea aceasta? Fostul director general Molts Silvia Alexei Pălânceanu. Da. Zic că a făcut o declarație în privința dare în arendă. Noi am avut întâlnirea, a fost întâlnirea. Da. Și iată el ca specialist și a spus părerea. Și iată, noi putem să, pur și simplu suntem... Dar vreau să vă aduc la cunoștință că domnul Alexei Ivanovici, cum spune domnul Alexei Pălâncean, fost director general, nemijlocit în perioada dumnealui când a fost director general sau activat în ramura silvică, a fost elaborat codul silvic și a fost aprobată hotărârea de guvern provizoriu privind arenda fondului forestier. De pe timpul dumnealui s-a început arenda fondului forestier. Nu vreau să deschid mai multe paranteze, am să mă limitez la acestea, dar vă spun, greșeala agenției Mulțilva constă că n-a fost acest dialog cu societatea civilă, n-a fost acest dialog cu administrația publică locală. Următoarele cuvinte, așa au fost. Noua conducere a agenției întreprinde ceva măsuri concrete pentru stoparea fără de legilor. Care fără de legi? La ce vă referiți? Spuneți-mi. Construite garduri de metal, case construite capital. Care... Domnul, dați vin cu întrebare. Și drum asfaltat. Nu, haideți vă rog să facem o paralelă între cum vorbiți drumul asfaltat sau drum variant alb și așa mai departe. Să n-au acces cetățenii toți. Stați vă rog. Iarăși revenim. Da, haideți vă rog, convențional, dumneavoastră vorbiți oligarh, convențional vorbiți despre boieri și așa mai departe. Da, conform hotărârii guvernului 187 și conform codul civic se permite delimitarea fondului forestier, se permite îngrădirea accesului în sectorul fondului forestier. Totodată asigurând portiță pentru accesul liber al populației. La orice sector arendat, vă spun, dumneavoastră v-ați creat impresia negativă față de toate aceste acțiuni, dar vă spun, mergem la orice sector, ne arătați unde nu aveți acces. La orice sector mergi acolo, sunt portiți. Plus aceasta, efectuând diferite vizite în teritoriu, apare problema cu că animalele sălbatice distrug terenurile agricole. Este corect. Ce urmează să întreprindem noi pentru a asigura, cum să vorbesc, creșterea, păstrarea roadei? Da.
numai prin delimitare, prin limitarea sau prin construirea anumitor garduri, baraj, așa mai departe, a limita accesul animalilor sălbatice. Cât vă spun, se adresează în judecată diferit deținători de terenuri privind că le sunt distruse roadele, roada agricolă sau agricultura. Este corect. Nu, ce urmează să întreprindem? Nu putem să spunem că e animal sălbatic, că e protejat de lege. Nu, trebuie să întreprindem și noi anumite acțiuni. Și datorită anume arienzii fond forestier de către în sectoarele migieși cu sectoarele agricole sunt construite anumite baraje, anumite garduri, cum le numesc convențional, care stopează accesul animalilor. Domnul Rob, v-ați vorbit în general. Arătați-mi un caz concret, că toți vorbesc la general. Iată că sute și mii de hectare, oameni buni. Vă spun concret, dacă ar fi așa cum spuneți dumneavoastră... Dar așa și este. Eu, cunoscător în detaliu, vă spun. Foarte bine, foarte bine. Dar teritoriul este îngrădit, vă zic, este spază. La televiziune a arătat că cetățenii vroiau să ducă cu... Strângeci pierși. ...păduri la plimbare, după și pierși, mai dănezi câini. Dar și pază văzgă înarmați, oamenii înarmați cu pază, cu trepuși de vânătoare, care nu permiteau. Și în preț au fost dar date publicitatea. Da. Nu, haideți să revenim din nou la toate chestiile date. Dumneavoastră, când vorbiți de cazuri, un caz sau doi, nu vorbiți la general. Că este, adică vă spun, este o abordare greșită foarte din partea societății civile, lungeri și așa mai departe. Nu să vorbești la general. Sunt două cazuri de către agenția Moldova, au fost întreprinse acțiuni de rigoare, au fost pregătite materiale, au fost expediate instanța judecată. Noi, ca gestionare al fondului forestier, avem atribuții limitate. Este, până la urmă, este Constituție, până la urmă, este lege care noi nu putem să intrăm cu tractorul să doborâm construcții respective sau sunt organele competente care evaluează construcții respective, care le atribuie statut că e construcție capitală. Ulterior sunt expediate în materiale judecate. Vă spun, toate sectoarele respective sunt, nu le țin parte, adică când eu nu am arendat, nu am chestii de asta, nu le țin parte și arendat. Dar pe de altă parte, omul vine, este stabilit o cerință. Dumneavoastră respectați regimul civic și achitați plata de rent. Omul se conformează la toată situația respectivă, respectă regimul civic, achită arenda. Dar noi, pe de-o parte, vrem și să avem și vânat că acești 14.000 de vânători care sunt în Republică să aibă să nu se ducă în România sau Ucraina, să vâneze pe de-o parte. Pe de altă parte, vrem să creăm și condiții de odihnă a populației. Dar vă spun, la momentul de față, agenția Moldova nu dispune de posibilitate de creare acestor centre, acestor sectoare de odihnă a populației. Nu sunt bani, sunt toate alte domenii unde redistribuim sursele obținute în urma comercializării masele noastre. Vă spun, trebuie să întreprindem. Pe de-o parte, vrem să întreprindem, pe de altă parte, tot sunt persoane care în mare măsură, având anumite interese, nu ascunse și așa mai departe, dezinformează societatea, dezinformează opinia publică și așa mai departe. Noi nu spunem că nu sunt probleme. Sunt probleme. S-a început acordarea în arendă începând cu anul 2005, a fost chiar la dumneavoastră în sectorul, la domnul Demidercom, se numește firma, 700 de hectare arendat lângă Rădoaia. Chiar Rotară. Da, da. Chiar este persoană, după cât eu cunosc, prima persoană care a rendat fond forestier în dezvoltarea gospodăriei energetice. Pe lângă faptul că dumnealui achită o sumă în, sau să o numim, pot să vă spun și acum că nu e niciun secret, 250.000 de lei, noi dumnealui, efectuând evaluarea efectivul de animale pe sectorul respectiv, se atribuie în jur de 14-20 de licență. Prețul unei licențe noi o realizăm 2.500 de lei, dumneavoastră o realizează cu 4 sau 5.000. În 20, începând cu 26.000, de la 4 sunt 3 jumate, 6, 4, 5, așa. Este un preț de piață, dumneavoastră încasează, hai să spunem, să vorbim la general, 100.000 de lei. 150.000 de lei, e minusul activității dumnealui. Vă spun, dumneavoastră, adică toți văd numai negativ, dar haideți vă rog să vedem și pozitiv în toate chestiile. Sunt 14.000 de vânători, toți sunt vânători, tot achet cotizații, circa 500-600 de lei pe an. M-am dus ca vânător, vă spun, ca vânător m-am dus, am achitat 3.500 de lei sau 4.500 cu toată grupa de vânători. 12 vânători am achitat 4.500 de lei în zona la Ștefan Vod pentru a vâna fazan. A vâna fazan, noi n-am îndeplinit norma, nu avem normă. Magnic la tine și sachet. Dar când te duci, de exemplu, la vânat la un arendaș, eu n-am fost, la arendaș nu am fost, mă duc în procur la agenție, am procurat câteva licență, am fost la vânător. Te duci la arendaș, recoltezi, te duci în fond forțier, nu recoltezi, că nu sunt animale.
Trebuie adică să ne noi să ne noi ca locuitori, ca cetățeni Republicii Moldovei determinăm. Sau punem, cum spun, punem barat, lăsăm în voie soarte, nu dezvoltăm nici recreerea, nici energetica și spunem că nu avem contracte. Sau ne dezicem, nu ne ducem tocmai în locul respectiv, că eu vreau la ora respectivă, vreau să mă duc strâng și pierzi chiar că ne-am grăbit drumul, sau că tăm înțelegem și ne ducem altă. De ce populația, adică eu tot îmi dau și mie întrebare, de multe ori mă întreb, ce tăm am populația care eu vreau să mă duc să mă odihnesc la ora asta, în locul ăsta, în 0,34% de acolo, dar nu-ți duci într-acele alte 99% sau cât spune 96%, hai să spunem 96% care e liber. Eu vreau aici, am și nu nicuri nimeni. Până la urmă, ca cetățean, haideți să acolo dumneavoastră vorbiți Poinița Veselă sau cum convențional, toți o numesc Poinița Veselă. Sunt 18 sectoare, dintre care 6 sectoare sunt îngrădite. Eu vreau să mă duc amuia, să-mi dai voie ca populație strâng ciuperci. Acolo ciuperci nici nu văd, nici nu ați știut ciuperci în zona aceea, nu-i zona de ciuperci. Au creat o antipatie, o negativism, dar nu este chiar așa. Adică, hai vă rog, eu vă spun, minusul nostru, l-am recunoscut și față de colegi la agenție, minusul nostru, noi nu aducem la cunoștință populației despre dezvoltarea turismului, agroturismul sau cosmic, dezvoltarea turismului cinegetic, dezvoltarea, de exemplu, avem diferite, eu am fost în deplasare la colegii mei de la Romsilva, adică au avut unde să ne duce, să ne rătea ca la noi, aici e vânătoare, aici e recreere, aici e liber, aici așa, nu ce, am construit 4 case pe tot teritoriul Republicii Moldova, din banii disponibili. Am construit 4 case și când vine o delegat străină, chiar nu ai unde să te duci. La dumneavoastră, în raion, este casă la Sângerei, dar noi vorbim la Sângerei, la Cișcăreni. O casă în tot raion, dar este legea privind la dezvoltarea turismului 2006, care noi suntem obligați, dar nu dispunem surse respective. Și ca o alternativă la toată chestia respectivă a fost arenda fundul forestier. Vă spun că nu este chiar așa atât de ușor și atât de mijloace puține pentru a dezvolta un sector respectiv. Dumneavoastră v-a spus întrebarea cam cât cheltuiești un arendaj a fundului forestier. Cât costă să tragi acea sursă de apă? E clar că numai pentru o mină 700.000. 700.000 de lei de acolo. Dumneavoastră, vă rog, vă dați o întrebare. Sunt 1082 de pădurari, dintre care avem 450 de cantoane silvice, dintre care sunt conectate la rețeaua electrică 300 de cantoane, 150-160, ele nu sunt conectate la lumină. Domnul? Acolo trăiește familie, trăiește pădurarul, trăiește soția, trăiește copii și așa mai departe. Acela sectorul care arendează fond forestier, el trage lumina respectivă. Pădurarul nu s-a putut conecta și la lumina respectivă. Adică, vă spun, noi s-o adresa chiar la Bălți, la întreprinderea Bălți, sunteți sub întreprinderea Bălți, pe beton, că este un sector, notat la kilometru de la Bălți, este sector anume în pădure, adânc în pădure, nu are sursa conectată, nu e conectat la sursă. Și s-a calculat pentru proiectul, numai proiectul să-l faci fără de stâlp, fără de 115.000 de lei. 115.000 de lei să conectezi la sursa de lumină. Eu vă spun, hai vă rog, eu cred că în perioada imediat următoare noi am să facem diferite zonal, a să facem întâlniri atât cu arendașe, cât și cu populația, cât și cu ONG-urile de specialitate, cât și cu administrația publică locală. Într-adevăr, să vedem problemele existente pentru a le înlătura aceste probleme. Suntem la faza incipientă, 2005-2008 s-a început în masă, acum vă spun că este stopat în 2012 și am stopat procesul efectiv, până la definitivarea sau până la îmbunătățirea condițiilor de arendă. Și haideți vreau să vedem problemele respective, suntem cu toți oamenii, reprezentăm, suntem în funcție care le dețin, reprezentăm interesele oamenilor. Haideți vreau să vedem aceste probleme, haideți vreau să le soluționăm, dar nu să punem piciorul în ușă. E problemă, deputați, oligari, cum ne spuneți, ce iau în pădure și așa mai departe. Nu este chiar așa. Eu reprezint, adică cine spuneți mie, nu stați cu grijă, că așa ajung și la domnul Fătul, la domnul director gospodării la Bălți, dar vă spun, suntem acum în fază de pregătirea lucrărilor de primăvară. Care rost era să, eu pot să chem, el pot vin acum, care rost? Tot întrebările dați, eu vă spun. Sunt delegat de către Guvernul Republicii Moldova pentru a aduce la cunoștința dumneavoastră atât programul de activitate, implementarea programului de activitate a Guvernului, cât și măsura posibilităților să soluționeze anumite chestiuni ce apar la administrația publică locală. Eu vă spun, cât privește asigurarea cu material săditor, este fondul ecologic de stat, care din păcate s-a primit așa că ni se acordă nou la ramura silvic sau nici nu nou se acordă, sau prin intermediul fondului ecologic de stat se procură material săditor care se este eliberat, cum spuneți dumneavoastră, pentru ultima sâmbătă a lunii octombrie pentru efectuarea lucrărilor de bilunar, de un arbor pentru dănuirea noastră, dar vă spun că suma respectivă este cifrată la circa 1.200.000 lei anual. Este cam puțin, aș spune, cum pentru teritoriul Republicii. Dar vă spun, din practica mea care o cunosc, am avut
avut și obiecții față de Curtea de Conturi. Care administrație publică locală s-a adresat la agenția Mulțiva pentru puiet? 99 întreg și 99 și 99 și așa mai departe n-a fost refuzat și a fost eliberat material săzitor, fără de plată. Eu nu cred că o problemă ar fi să vă adresați acum că aveți nevoie de efectuarea anumitor lucrări în sectorul X, să contribuim cu ies pepinierul la Bălți, ies pepinierul acela la Telenești, să eliberăm material săzitor, pur și simplu pentru înverzirea plaiului. Dar vă spun, avem obiecții față de organele de control că eliberăm cu titlul gratuit. Avem obiecții, chiar obiecții mari, recomandări să nu eliberăm cu titlul gratuit. Dar vă spun, a fost perioada respectivă 2002-2010 când s-a efectuat practic 7500-8000 de hectare anual extinderea fondul forestier și noi am creat o anumită rezervă de material săditor care în urma stopării temporare a acestor lucrări s-a supracrescut materialul săditor respectiv și adică nu ne-am adresat față de primărie, față de municipiul local. Oameni buni, trimiteți reprezentanță, stabilit, luați inginerul gospodării silvice, plecați că ce arbori pot să pun în orice loc. Sunt anumite cerințe, anumite standarde, anumite norme și normative silvice. Trimiteți lucrătorul, contactați întreprinderea subornată, ieșiți la fața loc, stabiliți ce plante sau ce arbori aveți nevoie, plecați, este supracrescut material săditor, îl luați, încărcați și plecați. Nu, aduceți în el, scoteți în el și plantați în el. Iacă cum e răspunsul la administrația publică locală. Conform amenajării silvice, anual se efectuează lucrări, sau cum spune popor, tăieri silvice. Pe o suprafață, vorbesc până la 3000 de hectare, suprafață rasă, dar îți duce evidența metri cubi, se efectuează aceste lucrări și se colectează în jur de 470.000 de hectare. Dacă revenim la statistica, la datele de care dispunem, creșterea anuală a fondului forestier este de circa 1.200.000 de metri cubi. Noi efectuăm în urma efectuării lucrărilor silvice tehnice obligatorie, tăiam sau se efectuează tăieri, se taie din creșterea anuală doar 35-40% comparativ cu România, unde stai 70%. Adică se cifrează la 470.000 metri cubi anual la toate tăierile. Dacă să vorbim, lemnele sunt sau masa lemnoasă este unica sursă energetică a statului. Nu trebuie să asigurăm populația cu lemn de foc. Noi avem posibilitate, dacă se taie necesarul de masă lemnoasă din partea populației anuală este de circa 1.200.000, noi urmă efectuare lucrărilor obținem circa 470-490.000 de metri cubi, noi asigurăm doar până la 30% necesarul de masă lemnoasă. Plus la aceasta, începând cu anul 2010, noi diversificăm sursele, atât diversificarea surselor de acumulare în mijloace urbănești, cât și de implicarea populației în efectuarea acestor lucrări. Scoatem la licitație, primării participă, biserici participă, mănăstiri participă la aceste lucrări de efectuarea lucrărilor, adică la tăieri. Pe de o parte asigurăm populația, pe de altă parte creăm și aceste locuri de muncă. Ce face acum agenția pentru raportarea la IQ european a problemelor de mediu, pentru că ele sunt unele dintre principalele din politicii europene, referitor la împădurirea terenurilor de extra de lan? Primăriile știm că au probleme în privința asta. Pe de o parte vor să facă aceste lucruri, pentru că avem foarte multe terenuri degradate, unde sunt alunecări masive. Pe de altă parte, este acest conflict între primărie și comunitate referitor la pășuni. Cum am putea aceste probleme să le rezolvăm? Pentru că de zeci de ani de zile sunt terenuri care nu sunt practicabile nici pentru pășunat. În același timp, primăriile nu pot ajunge la o înțelegere cu comunitatea pentru a transmite aceste terenuri pentru a fi împădurite. Cum am putea rezolva această întrebare? Pentru că chiar la noi, Raion, avem asemenea cazuri. Este o întrebare bună, dar iarăși, haideți să nu puneți pe spatele agenției Mulțiva sau pe spatele Ramurseli și rezolvarea chestiunilor ce ține de activitatea administrației publice locale. Cum putem să noi să contribuim la dezvoltarea sau la asigurarea echilibrului ecologic în regiune, când suprafața dumneavoastră am calculat, nu țin minte, cât hectare, s-a trebuie sub hotărârea guvernului din noiembrie 2012 la 116 hectare. Este atitudinea administrației publice locale. S-au făcut studii, a fost hotărârea 636 care a fost până în anul 2010, a fost planul de implementare și s-a stabilit că în Republica Moldova urmează a fi create păduri sau extins fondul forestier cu 128.000 de hectare. Au fost stabilite aceste suprafețe, dar a apărut, cum se petrece ca la noi, a fost un primar, era pentru. S-a stabilit într-adevăr alunicări de teren, într-adevăr râpi, într-adevăr ponuri, într-adevăr impracticabil pentru agricultură, sub 40 bunitatea. Consiliul local
Nu, e la probă, el sfătuie cu populația, că într-adevăr, oameni buni, am fost la Cireon, am fost la Șoldănești, era o râpă, într-adevăr, râpa merge în fiecare reon, tot să râpă, râpă, să mărea, să mărea. Nu, Consiliul Reunal, având partid de poliție și așa mai departe, nu, de acum e voie să-mi faci mai autoritate primarul. Nu și nu și nu. Asta este atitudinea noastră. În cazul ăsta, putem interveni în legislație ca să putem rezolva întrebarea, pentru că el pot... Până acum se vorbește de descentralizare. Dumneavoastră doriți dar centralizare. Nu cred că până la urmă, totuși, merge trei de mărți ramură silvică, autoritatea centrală de specialitate, împreună cu administrația publică locală, trebuie să mergem la populație să explicăm toate plusurile, toate efectele pozitive produse de crearea culturilor silvice sau de plantarea pădurii, negativul sau consecințele în urma care nu voi efectua aceste lucrări. Cât privește recordarea la cachiul comunitar, unica ce am început sau este în proces de derulare, la momentul de față suntem în elaborarea noului cod silvic, care a fost aprobată în anul 1996, a suferit careva modificări pe parcurs în 2005, anumite modificări care să ne racordăm la cerințele Uniunii Europene. Dar eu văd o paralelă, am făcut o paralelă între Agenția Moldova și Rom Silva. România, intrând în comunitate în anul 2004, se ciocnește de o anumită problemă, retrocedarea pădurii. Totalul gestionat sau totalul fondului forestier în România este circa 6,2 milioane de hectare, dintre care au fost retrocedate 3,3 milioane, practic în jumătate. Eu nu pot să vă redau ce probleme are acum. Eu văd o problemă cu retrocedarea în România, nu cred că să ajung la noi Republica Moldova. Am vizitat Germania. În Germania tot 30% este proprietatea statului, 70% este proprietate privată. La fondul forestier îl numesc bancă de economii. Neamțul numește, deține suprafață de fond forestier, îl numesc bancă de economii. Dar ca să efectueze anumite lucrări silvice, ca să efectueze aceste, să valorifice aceste surse de bani care sunt în masa lemnoasă, el trebuie să treacă anumite trepte. Amenajarea fondului forestier, tăierile respective și ulterior realizarea cu condiția statul impune să planteze, ai tăiat, ai luat masă lemnoasă cu condiția să planteze înapoi suprafața respectivă. Noi am fost la un proiect respectiv finanțat de către LEND. Sub un orășel creștea, era bazinul de alimentare cu apă și creștea rășinoasă și avea un miros apă respectivă. Persoanele respective au stabilit că vegetația dă un iz la apă respectivă și s-a primit decizia că să fie defrișat 100 și ceva de hectare, să fie plantat alt specie. Adică landul respectiv a venit cu sursa de bani. I-a tăiat, i-a dat-o la proprietar masa lemnoasă, n-a luat-o, i-a dat-o la proprietar, proprietarul respectiv a realizat masa lemnoasă respectivă, statul sau landul respectiv i-a plantat arborii respectivi și ulterior s-a fost în 2005 și ulterior, adică de acum trebuie să fie în stare de masiv și a soluționat o anumită chestiune.